Doamnelor și domnilor, suntem în direct. A început ultima ediție din această săptămână. Ne pregătisem împreună cu celebrul HD Harman, care se află deja în platou, să dezbatem furtunos ingredientele celui de-al cincelea episod din istoria secretă a umanității. Se va întâmpla acest lucru. Este o ediție absolut fenomenală, dar nu puteam să facem acest gest fără să menționăm în acest moment greu, personalitatea unuia dintre marii actorii comediei românești, Alexandru Rășinel, care tocmai s-a săvârșit dintre noi după o suferință destul de lungă. Destul de lungă, da. După un moment chinuitor, la 83 de ani, în ultima perioadă a tot fost prin spitale, s-a mutat dintr-o parte în alta, a sfârșit la Spitalul Universitar de Urgență. Se așteptau apropiații, fiul lui se aștepta, Bogdan se aștepta la acest final. A fost un actor foarte plăcut de public. Așa este. În rândul colegilor a stârnit reacții și reacții, dar lăsând la o parte ce credeau unii sau alții dintre colegi, este foarte important personalitatea lui. A făcut un cuplu excepțional cu Stella Popescu. Eu i-am cunoscut pe amândoi. Da. Am avut relații bune cu amândoi. Au fost în emisiunile mele cele de entertainment sau de tabloid de foarte multe ori. La Stella am fost acasă, Stella mi-a și gătit, cu Alexandru Rășinel am vorbit. Cred că ultima noastră discuție a fost în urmă cu câțiva ani, când hoții au spart casa nu știu câta oară. Și m-a sunat, nu mai știu ce m-a rugat, eram încă la un alt post de televiziune și m-a rugat să-l ajut cu ceva și am făcut chestia asta, l-am pus în legătură cu colegii de la Wowbiz atunci, de la site-ul Wowbiz, și lucrurile s-au rezolvat. Din păcate s-a prăpădit Alexandru Rășinel. Un actor de nuanță de comedie. Exact. Un actor de nuanță, el nu era de comedie de tipul, el n-a fost actorul Birlic, n-a fost Caragiu, etc. Un actor de nuanță, cu o nuanță de comedie foarte interesantă. El era la teatrul director la Tănase, el a lucrat acolo zeci de ani, decenii, alături de Stella Popescu, deci exact cum ai menționat, un actor de vodevil, ca să-i spunem așa, de musical. Foarte interesant, o expresie facială foarte interesantă, avea un joc al feței în timpul scenei. O voce așa. Care rămânea, o voce care foarte rămânea, frumoasă. Foarte frumoasă. A și imprimat câteva piese dintre piesele pe care le interpreta. Face parte din acea generație uluitoare, da? Care a născut și acest model de comedie. Deci, da, avem o legătură telefonică importantă. Celebrul actor George Ivașcu, căruia îi mulțumim din suflet că a acceptat să vorbească cu noi în această seară. O personalitate în lumea teatrului. Fondatorul Teatrului Metropolis. Exact. O mare personalitate. Foarte iubit și de elevii lui, de studenții lui și așa mai departe. Bună seara, domnule Ivașcu. Bună seara și în primul rând să vă mulțumesc pentru că l-omagiați pe Alexandru Rășinel. L-ați cunoscut și vreau să aud de la un profesionist. Da, era un profesionist, nu numai un profesionist, ci un apărător al tradiției teatrului de revistă. Exact. Faptul că nu întâmplător a fost directorul teatrului Constantin Tănase, e meritul prin care el s-a angajat să respecte acea tradiție de la Tănase citire până în zilele noastre. Deci, practic, dacă Teatrul Constantin Tănase a putut să-și continue drumul tradițional, a fost pentru că Alexandru Rășinel, împreună cu Stella Popescu, împreună cu Bițu Flăcineanu și mulți, mulți alți actori și regizori de revistă au conservat într-un mod impetuos, aș putea spune, acest gen foarte iubit și foarte popular. Să nu uităm că mulți români au fost bucurați de ceea ce înseamnă revelioane, de prezența acestor actori de revistă cu care în clipele grele ale noastre ne făceau să gândim și pe fric și atunci când poate nu ne era bine. Așa este. Se spune un actor de comedie, așa cum a fost și Alexandru Rășinel, sunt pilulele de râs care ne dau speranță, ne dădeau liniștea faptului că există, nu știu, acel zâmbet care te face să depășești ceea ce este greu în viața ta.
Da, da. Este un cavaler, a fost un cavaler al zâmbetului, așa este, avea un zâmbet. Exact. Avea un zâmbet, parcă mi-l și amintesc, eram copil când mă duceam la la terasa din spatele Intercontinentalului, unde aveau ei acolo, aveau o o scenă deschisă de vară, dacă ne amintim. Grădina Boema. Da, Grădina Boema avea un zâmbet. Era un cavaler al zâmbetului, un cavaler al unei glume foarte așezate. Nu era un țipător, el nu ieșea în evidență decât prin această formă foarte cavalerească și, să spunem așa, de aristocrat al modelului, al acestui model de comedie muzicală. Împletirea cu muzica i-a adus marea faimă. Mare fan al vocii lui și da, avea acel stil american, gen Frank Sinatra și așa mai departe. Interpretat. Și era o completare la explozia, domnul Ivașcu este mai specialist ca mine, bineînțeles, și pot să-i spun și domnul profesor, pot să-i spun și actorului și prietenului George Ivașcu. Zicem George, simplu. Așa, da, George, nici nu știu cum trebuie să mă așez în fața ta, pentru că ești o instituție. Pentru mine, tu ești o instituție, dar ideea fundamentală este că el avea acel ceva care răspundea exploziei lui Stella Popescu. Stella Popescu era o vulcanică, era un vulcan permanent, iar el răspundea acelui vulcan și de aceea acest duo fenomenal. Îi mulțumesc foarte mult, domnule George Ivașcu, vă mulțumesc și vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc și chiar vă mulțumesc în numele Berestei, pentru că vorbiți de un mare actor care s-a prăbădit și, din păcate, iată, vorbim de Stella Popescu, vorbim de marii noștri actori care sunt foarte puțini. Au curat atât tinerețile, dar mai ales Valeria Zeciu s-a dus de curând. Momentele dificile. Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Aș vrea să încheiem acest segment al emisiunii cu un scurt interviu pe care l-a acordat unor colegi din presă. Fiind pe patul de spital, dacă mă mai întorc pe scenă, pentru că primarul ăsta, se referă la Nicu Șordan, nu e prea interesat de noi, de cultură, el m-a și dat afară, dar sper că o să mai joc, aș juca orice, nu-mi pasă, nu am pretenții. Vreau să joc, să cânt, să fac oamenii să râdă, asta a și fost marea mea fericire a vieții mele, sau marea fericire a vieții mele, să-i fac să, măcar un pic să zâmbească pe oameni de pe scenă. Practic, asta a fost ultimul mesaj public pe care l-a adresat Arșinel. Da. Din păcate, n-am mai apucat. Și acesta a fost crezul lui de viață, ca să fim. Îi dorim, deși pare un clișeu, drum lin printre stele. Așa este. Avea o stea lui și are o stea lui da. În tot acest spectru al cinematografiei și al teatrului românesc, pentru că, într-adevăr, a bucurat foarte mulți oameni. Dumnezeu să-l odihnească. Bun. Doamnelor și domnilor, în acest moment, pregătiți-vă, deși trecerea e cumva brutală, suntem puțin amețiți, este adevărat. De un moment fabulos începe episodul 5 din istoria umanității. Fiți foarte atenți acum. În ultimul episod v-am prezentat în mod special o serie de vestigii care vă arată o altfel de istorie a umanității. Entități masive, așa numiți zei, cu cranii alungite și ochii fixați de multe ori lateral, primesc ofrande de la oamenii pe care se laudă că i-au creat, dar nu numai de la aceștia. În cele mai multe din basoreliefurile pe care vi le-am arătat, apar celebrele farfurii zburătoare. Cum au putut oamenii primitivi, căci așa îi consideră istoricii pe strămoșii care au viețuit acum 5, 6, 7, 8 mii de ani, să își închipuie că zeii se deplasau pe cer cu discuri înaripate, așa cum sunt denumite acestea în documentele oficiale ale multor regi celebri din vechime. O întrebare la care știința academică nu a răspuns. V-am mai arătat câteva fotografii senzaționale care ne-au arătat posibile vestigii ale unor civilizații de pe lună. Astăzi venim cu noi surprize. O altfel de cronologie
sociologie a umanității, una care va ridica mari semne de întrebare cu privire la ce am învățat sau ceea ce știm. Veți cunoaște detalii despre câțiva zei vedetă ai perioadei antice, cum ar fi celebra Iștar, cunoscută drept Afrodita, sau Venus ori Inanna. Surprizele se vor ține lanț. Rămâneți alături de noi. Începe aventura. Începe un nou episod din istoria secretă a umanității. Ei bine, doamnelor și domnilor, îl așteptați toți pe HD Hartmann. Am primit foarte multe mesaje. În primul rând să spunem bună seara, căci cu acest moment nefericit al trecerii în neființa lui Alexandru Arșinel, am uitat să spunem bună seara tuturor și bună seara telespectatorilor Metropola TV. Le-am reamintit telespectatorilor noștri ce s-a întâmplat în episodul precedent. Am arătat doar o mică parte din ceea ce am prezentat, am dezbătut, am discutat. E bine, în această seară avem o misiune grea. Mi-am pregătit următoarele titluri. Da. Și cred că sunt sugestive pentru tot ceea ce se va întâmpla. Sper să ne ținem de ele și să le punctăm exact așa cum trebuie. Da. Acestea sunt, practic, titlurile din această seară. Fiți atenți. Cronologia ascunsă a Terei. Vom începe imediat să vă prezentăm. Luptele crunte dintre urmașii primilor zei. Sigur, cu ghinimele, știm cu toții deja că zeii erau niște entități venite din afara Pământului. Cum a fost împărțită Terra după potop? Este foarte important. Potopul sau răzbunarea lui Enlil. Este prima oară când introducem în ecuație teoria unui potop artificial menit să distrugă, practic, tot ceea ce însemna atunci din umanitate sau din ceea ce se crease pe Pământ, civilizația amestecată. Da. Care îi deranja pe unii dintre creatori. Așa este. Enki salvează oamenii. Da, nu se știe dacă Enki, nu se știe dacă Enki, pentru că și aici fac o aici introduc deja primul băț în gard, cum se spune, dar controversa. Nu se știe dacă Enki era femelă sau mascul, pentru că Enki apare într-o cultură cea pre-acadiană, apare ca bărbat. Exact. Și apare ca fiind co-șef de misiune, comandant egal cu Enlil. Da. Dar, cei doi fii ai zeității supreme. Exact. Dar, atenție foarte serios, după ce apare cultura acadiană și în special în cea sumeriană, deci post-acadiană, el devine femeie și șef al laboratorului prin care, după Le Grand Deluge, după Marea Inundație, potopul, salvează în anumite spații care vor fi subterane. Nu am avut, dar promit în următoarea emisiune să dau pozele cu spațiile subterane de 8, 9, 10 etaje, săpate în subsolurile diverselor țări, unde intrau 25-30 de mii de persoane. Se pare că în acele spații, în acele arci ale lui Noe, au fost salvate, a fost salvat, ca să fim foarte clari, biblioteca biologică care a permis după potop refacerea civilizației umane. Foarte interesant. Deci încă nu știm dacă a fost o femeie sau un bărbat. Bun, a apărut ca bărbat, apare că a avut fii. Deci, și o femeie poate să aibă fii. Nu, ca procreat, mă rog, ca bărbat, având soție. Încă nu. Deci, repet, înainte de acadieni. Dar nu e exclus. Apare ca fiind bărbat și după aceea sumerienii o nu transform. Nu m-aș mira să fie avut funcții de autoreproducere, pentru că am văzut asta mai multe dintre rasele extraterestre pot să aibă funcții de autoreproducere. Atenție, adevărata istorie Egiptului, povestea Ben-Benului este foarte importantă, piramida înaripată. Această simbolistică a piramidei care se întâlnește de altfel poate și pe Marte și pe Lună, despre care am mai discutat tangențial. Istoria secretă a lui Maneto, zei, semizei și regii umani și în ultimă instanță una dintre, hai să zicem, zeitățile vedete ale antichității, zeița Iștar, nepoata lui Dumnezeu. Este foarte important, sigur că putem spune Dumnezeu aici între ghilimele, coifuri cu antene și dispozitive de zbor pe spate. Începem cu cronologia umanității. Sigur că această cronologie ascunsă a Terei. Hai să nu spunem a Terei, pentru că nu este a planetei. Nu este neapărat a planetei. Ci a civilizației umane. Exact. Dar atenție, a civilizației actuale. Pentru că există detalii în aceste legende și în special în resursele istorice
foarte primitive, cum le spunem noi. Deci pre-antichitate sau în antichitatea antică, așa îi se spune, l'antique antichité, care aceste resurse vorbesc despre prezența unor alte civilizații și care s-au încheiat, civilizații umane, umanoide, le-am spune, tot bipede, dar care s-au încheiat tot prin dezastre naturale fundamentale. Eu v-aș sugera să dăm o imagine totuși cu OZN-uri recente, cele pe care colegii le-au montat astăzi, și să arătăm foarte multe imagini cu nave despre care vorbeau strămoșii noștri, pentru că povestea discurilor în aripate este prezentă în foarte multe dintre mărturiile antice, atenție, ignorate cu îndârjire da. De academii, de istoria care se predă în școli și în universități, deși acest gen de imagini erau foarte, se pare foarte familiare strămoșilor noștri de acum 10, 12, 11 mii de ani. În tratatele dintre regi sunt menționate. În istoria Egiptului există nenumărate pasaje de la Ramses al III-lea până la tot felul de regi. Nu, dar din primele dinastii, cum? Dar prima dinastie Egiptului de Nord vorbește. Sunt amintite discurile în aripate, da, prieteni, cu care se deplasau zeitățile, genera barca cerească. E, ai să râzi, toate acestea sunt post-apariția extraterestrilor pe Pământ. Exact. Noi ceea ce vorbim în istoria egipteană, hai să punem ascultătorul într-un context. Ca să înțelegem foarte clar, ceea ce noi vorbim despre istoria egipteană este ca și când am vorbit în istoria umanității despre istoria actuală. Egiptul este modern în raport cu istoria prezenței extraterestre pe Pământ. Noi trebuie să ne referim la păsările care stăteau deasupra apei fără să dea din aripi. Mențiunile din textele acadiene ale păsărilor, deci nu ale cercurilor, ale păsărilor care veneau deasupra unui sat, unui sat și își luau femeile fără ca nimeni să... Era o scară luminoasă spre cer pe care femeile frumoase ale tribului urcau. Înainte de a vedea această tehnologie rotundă, noi trebuie să ne amintim că primii care au apărut, primele semne ale unei astfel de simbolistici ale prezenței non-umane pe Terra, nu sunt rotunde. Iau întotdeauna forma unor animale din mediul înconjurător. Ceea ce mie îmi spune altceva. Și analiza de aici trebuie să înceapă. E foarte important de înțeles nuanța. Păi dacă noi avem amintirea umană transmisă pe cale orală la început și apoi după ce extraterestrii au învățat scrierea, au învățat umanitatea să scrie și presupunem să citim, că același lucru e un proces dual, înseamnă că exista deja rasa umană. Dacă ei transmit din generație în generație această informație, dacă ei vedeau, rasa umană exista. Deci noi avem o succesiune de prezențe, de rase non-umane. Unele arată și îndeplinesc funcțiile animalelor cu care umanitatea era obișnuită și dintr-o dată, după dispariția Sumerului, după transformarea de fapt a Sumerului, după ce civilizația umană, în special agricultura, se duce pe trei continente, se duce spre Europa, se duce spre Africa, dintr-o dată avem în începutul, în antichitatea Egiptului antic, avem un spațiu în care din simbolul material al mediului înconjurător, dintr-o dată avem triunghiuri, avem cercuri, avem pătrate. Dintr-o dată, umanitatea are de-a face cu un alt nivel de civilizație. Umanitatea este deja obișnuită cu ce? Cu geometria. Exact. Iar dacă vreau să termin această idee fundamentală. Deci noi am pornit de undeva, din genunchea timpului, și cam ne-au vorbit la 450.000 înainte de era noastră. Nu, păi nu, da. E genunchea timpului acum 50.000 de ani. Da, pentru absolut, noi, pentru ei nu, dar pentru noi e genunchea timpului. Unde păsările ne vorbeau, da? Unde flăcările dădeau legi, da? Și ajungem la numai 30.000 de ani după aceea să vedem ce? Triunghiuri, cercuri, pătrate. Hai să mai arătăm ceva. Sunt niște picturi rupestre pe care aș vrea să le arătăm, care sunt senzaționale. După aia revenim la aceste imagini pe care trebuie să le comentăm în ediția de față. Sunt recente.
Da, 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 da. Asta e Italia sau care e? Că nici cred, nu mai știu. Cred că e în spațiu britanic. A, e spațiu britanic, da. 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 A, uite-l, da, da, David Levega, da. E cunoscut tipul. E cunoscut așa, tipul. Și sunt foarte autentici, sunt foarte tari. Hai să dăm acele picturi rupestre ca să vă închipuiți oamenii așa cum au început. Nu, opriți puțin imaginea. Ia, ia. Opriți aici puțin imaginea. Puteți, putem regia, opri? Vă rog. Da. Așa. Asta este o constelație. Putem să dăm full screen? În timp dați ce... un full screen. Asta da? Este o constelație, oameni buni. Da. Și vom observa din ce în ce mai mult că aceste lumini care sunt, atenție, sunt ale unei civilizații tehnologice. E preprogramat. Aceste lumini formează constelația de unde provin. Vom avea, de exemplu, deasupra Franței apare Sagittarius. Deci asta e un mesaj, practic? Asta e comunicare. Asta e comunicare. Asta e comunicare. Problema este că noi nu știm dacă comunicăm, dacă cine comunică. Astea sunt drone. Dacă ne transmit nouă sau le transmit altora. Nu. Astea sunt drone, ca să vin clar. Da. Și ne arată, dacă putem să ducem puțin 10 secunde înainte de acest moment să se vadă, pentru că mai sunt două lumini aici. Hai să dăm drumul, că poate da. Așa, să-i dăm drumul. Filmat în așa fel încât să apară exact. Și acele lumini. Așa, mai sunt încă două, trei lumini. Este una din... Aici e altceva, e un triunghi uman. Ăsta este triunghi uman. Nici nu vă uitați că nu este extraterestru. Asta este Aurora. Asta este avionul Aurora. Așa, dar ce e important de înțeles este că ei comunică. Dar acum întrebarea noastră care a fost întotdeauna, Mădălin Ionescu, este... Deci asta este avionul Aurora. Este cel mai secret proiect al Statelor Unite. Este făcut în arealul 51, la cel celebra bază. Cel care a trecut și deasupra stadionului bruxelez. Da, este de vreo 40 de ani îl tot fac așa. Se pare că este de fapt un purtător de trupe. Avionul Aurora, acest triunghi, se pare că de fapt este un avion de purtător de trupe. Nu se știe dacă este folosit pe pământ de către Statele Unite sau pe alte în spațiul extraterestru sau pentru zona de ceea ce numim noi centura din jurul Pământului. Pământul are o centură. Deci are stratosferă, atmosferă, nu știu cum, se cheamă până la final și la un moment dat nu te duci direct în spațiu, ci este o centură. Unde se află sateliții militari de spionaj. Acea centură mănâncă 40% din energia oricărei rachete pe care o trimite cineva de pe pământ. E atât de densă, încât practic este o centură care oprește ieșirea de pe pământ și intrarea pe pământ. E foarte interesant. Centura nu se știe dacă este să ne oprească pe noi să ieșim în spațiu sau să reducă un meteorit, un asteroid, pentru că e meteorit când ajunge pe pământ, un asteroid să intre pe pământ sau când intră prin centură. Centura are vreo 10 km, ca să fim clari. Grosime, să spunem, lățime. Așa. E, uitați acolo la fel. Alea sunt, acele lumini deasupra Capitolului sunt anii 50, nu mai știu când. Celebrele lumini din anii celebrele 50. Lumini, acelea sunt reprezentări de planete. Ei ne transmit. Ce vedem aici? Noi nu știm dacă vorbim de o civilizație biologică sau vorbim de o civilizație tehnologică. Pentru că ceea ce vedem aici, să știți că nu stă nimeni la manșă aici. E o mare diferență între OZN-urile în care observăm limitarea, incluzând, atenție, limitarea față de noi, e oricum a noastră imensă, dar tehnologia în subordinea unui pilot, vezi într-un OZN că există ceva care îl pilotează, sau drona, atenție, drona poate să fie cât Parisul. Absolut. Atenție, la tehnologia lor, dronele pot să fie mici. Există povestiri despre copii din Vietnam care au găsit drone în cât palma lor de mică, sau drone cât un oraș. Așa cum se spune, de exemplu, despre civilizația arcturienilor. Arcturienilor, care este civilizația tehnologică. Care ar fi o civilizație tehnologică. Da, care e războinică atât, și de care se tem cam toți. Atât de avansată, încât toți aceia care sunt mai răi și mai malefici decât ei așteaptă în primul rând să vadă cum se poziționează ei față de situație. Exact, ca să atace. Dar să știi că este foarte dură. Da, bun. Hai să vorbim despre cronologie, că după aia ajungem și comentăm. Și aici e un eveniment interesant. E recent. Da, asta mi se pare că este... Sunt rămășițele unei rachete. Poate să fie. Da, e așa parcă. Poate să fie. Ba nu, uite ce unghiuri face. Nu, pentru că are niște unghiuri face. Uite ce unghiuri face. Și este un eveniment recent. E foarte tare. Foarte, da, uite-l, uite-l cum se duce unul după altul și se împarte în bucăți. În sfârșit. Foarte tare. Hai să vorbim de succesiune. Bun, fiți atenți aici, doamnelor și domnilor.
Unele dintre aceste evenimente le-ați mai auzit de la noi. Da. Le-am mai menționat. Da, încercăm da. Să le punem într-o ordine în acest moment, da. Pentru ca toți cei care ne priviți să căpătați acest gust pentru a căuta genul ăsta de informații, exact. Pentru a vi le sedimenta. Foarte repede începem de la 450.000, când, potrivit sumerienilor, se spune că de pe Nibiru, o planetă îndepărtată a sistemului nostru solar, așa, au venit, practic, cu o navă spațială, a venit o expediție, Alalu este cel care a fugit primul, se pare, cu o navă spațială, sferindu-se de a nu Zeitatea Supremă, Conducătorul Suprem, și s-a adăpostit pe Pământ. Descoperă că Pământul conține aur care se poate folosi pentru a proteja atmosfera nubiriană, cea care se descompune. Da, acum o să te... o clipă. Ca să facem clar, să defalcăm această primă frază. Atunci când vorbim de aceste resurse istorice și de aceste tăblițe sumeriene, care sunt vechile acadiene, care vin și ele din... că e un transfer de tăblițe, absolut, se copiază, absolut. Întotdeauna elementul uman aduce și justificarea. De ce a trebuit să vină pe Pământ? Acum, dacă privim din punct de vedere tehnologic, este clar că pe acea navă spațială, dacă luăm scenariul clar al navei spațiale, pe acea navă spațială a avut loc un eveniment cataclismic, care i-a obligat să se oprească în primul rând, n-au putut pe Jupiter, pentru că acolo este gazos, s-a oprit pe Marte. În deceniile, anii, sutele, miile de ani care au durat ori reparația acelui eveniment cataclism de pe navă, ori încercările disperate de a se reîntoarce spre locul de origine, au descoperit planeta Pământ. Unde exista o viață sentiană, exista o formă de viață deja semi-inteligentă. Ceea ce se spune acolo, da, ei au venit, dar nu fugiseră. Ei nu fugiseră de planeta lor. E o altă interpretare. Nu. Acolo este o interpretare umană a evenimentului. Așa, ei trebuie să explice. Exact. Atenție, imaginează-ți acum 100.000 de ani că ai niște copii la școală inițiatică. Și tu trebuie să explici. Să le predai, să le explici. Și atunci trebuie să dai și o formă umană informației. Această casă, da, Alalu, era o casă rivală Conducătorului Suprem, Anu. Din Alalu apar alți zei care l-au dat. Asta s-ar putea să fie invenție umană. Încearcă să revendice tronul, da, lui Enlil și Enkil la un moment dat. Mă rog. În 430... Nu, pentru că conflictul, să știi că pare prea shakespearian. Absolut. Înțelegi? Prea uman. Da. Adică... În 430.000, da, sosesc cei mai mulți dintre Anunnaki, da, apare Enkil, apar... Ninarshag, acea, cum să zic, personalitate, ofițer medical, da, principal, care, da, era ofițerul tot medical felul de, da, experimente genetice, da, împreună, da, cu Enki. Apoi producția de aur scăzând, vine și Anu pe Pământ, moștenitorul legal, conducătorul suprem, se ia hotărârea de a obține aurul vital extrăgându-l din sudul Africii. Prin tragere la sorți, Enlil câștigă comanda misiunii terestre, Enki este exilat în Africa pentru o perioadă, da, el, da, are, da, momente în care revine. La plecarea de pe Pământ, Anu e contestat de un nepot. Da, da. Linia istorică e prea umană, adică, da, e prea... Se stabilesc, da, 7 așezări funcționale în sudul Mesopotamiei. Așa este, da. Se face un centru metalurgic. Se face de prelucrare, se face... Un centru de control al misiunii la Nipur. Nu uita că Enlil aduce la Nipur, dar la Ur, Enlil aduce apa. Face lac de acumulare. Noi îl și avem. Atenție. Foarte important. A face și, delta. Și face delta. Fiți atenți, doamnelor și domnilor. La, da, un moment dat, mult mai târziu, cu sute de mii de ani. Da, zeci și sute, așa, de mii de ani. În documentele, manuscrisurile egiptene, papirusurile egiptene, se menționează faptul că unii dintre zeii, da, care au venit în Egipt și au fondat dinastiile regale, da, așa este, da, au întemeiat, veneau din Ur. Din Ur, da, da. Deci, da, practic, era o strânsă legătură cu acești Anunnaki veniți. Păi nu, dar Ur se pare că este by-product-ul, este produsul la colateral al urbanizării date de industrializarea creată prin siderurgia, prin prelucrarea aurului de către extraterestri, de către acești Anunnaki. Muncitorii creează ce? Un centru urban. Este întâi, absolut, un centru rural și apoi, da, se urbanizează. Că la un moment dat mai țin minte că Enlil și spune... Dar asta este în text sumerian, nu este în acadian, nu este un text acadian, deci vorbim de 50.000 de ani de diferență. Spune ce, dar ce-i zgomotul acesta în orașul meu? Și închide Ur, închide orașul pentru umani. Pentru că erau foarte zgomotoși. Da. De ce e atât de mult zgomot? Deci oamenii deveniseră, se mulțiseră, aveau deja dreptul de reproducere, etc.
Deci, noi trebuie să facem o mare diferență, să înțelegem. Evenimentul spațial care a avut loc i-a obligat pe acea navă, care trebuie să fim foarte clare, avea o populație superioară și avea și populația de sclavi, pentru că umanii nu sunt prima populație de sclavi. Atenție! Deci, pe Venus ei au încercat să repare ce s-a întâmplat pe navă. Ori a fost o revoltă, ori a fost, într-adevăr, un eveniment cataclismic tehnologic. N-au reușit, dar au găsit resursele pe Pământ. Pentru a putea lua legătura. Pentru a putea lua legătura. Dar asta durează, atenție, zeci de mii de ani. Încă o dată, vă rog să dați picturile din peșteri. E acolo un calup cu picturi din peșteri, unde primitivii, între ghilimele, îi reprezentau pe cei veniți din cer. Da. Sunt senzaționale. Bun. Da, vezi, toți acolo poartă, uite-te, antenele, ei nu sunt... Păi nu, dar ei poartă costume. Costume. De fapt, anunnachii nu puteau sta, probabil. Fără costume. Fără costume. Este extraordinar. În Egiptul antic, în foarte multe... Uite, sunt costume, alea sunt costume. Nu știu dacă știi, în Egiptul antic, în foarte multe dintre textele egiptene, ia uitați-vă la antene și la costume, este evident. Și aici e costume. Există mențiuni că, de exemplu, Iștar... Zeița Iștar devine vedetă. Inanna, vechea Inanna. Vechea Inanna. Din cultura Icară. Își pune pe ea haina me, cu care se deplasează prin cer. Deci nu putea să plece spre cer fără să-și pună haina me. Da, dar este interesant. Ea este pictată și sculptată goală aproape. De cele mai multe ori. Ajungem de cele mai multe ori. De ce? De ce? Și analiștii, în special antropologii, vorbeau de un lucru care era foarte important. S-ar putea ca la un moment dat capacitatea ei de a rezista să fie una din primele Anunnaki, care să fie un crossbreeder, să fie cu un element uman în ea care să-i permită să reziste. Pentru că toată lumea a întrebat, bun, dar de ce își puneau costumele? Nu rezistau la soare. Atenție! Viața pe Pământ rezistă la soare, mediul soarele răsare, putem. Ei nu rezistau la soare. Iar ea este prima zeiță și probabil că atât de impresionați au fost oamenii de faptul că în sfârșit un Anunnaki apare în goliciunea sa, încât și sculpturile sunt chiar senzuale. Este o femeie senzuală. Ea devine la latin, mama la sexului romani. Și mama, cum se cheamă? Zeița Venus. Zeița Venus, frumuseții. Fecundită. Dar, și Afrodita la greci. Dar acadienii acum 10-15 mii de ani o sculptează în niște forme senzuale. Hai să o dăm, că nu pentru că este uluitor. Da, nu. Hai să o arătăm. Este uluitor. Probabil că Anunnaki erau urâți, domnule. Probabil că erau urâți. Și cu costumele alea aveau... Cu capetele alungite și cu ochii arătau lateral. De... Uite-o. Ea este Iștar. Asta e sumeriana Iștar. Noi trebuie să dăm... Da, uitați-vă care antene. Păi ea da, are, sigur că și are simbolul, uite-te, și are simbolul, are coroana dublă egipteană. Uite-o. Da, are coroana dublă egipteană. Așa. Aici este o reprezentare a zeiței Iștar cu ochelari de protecție care sunt prinși de un coif. Da, este bun, acum asta este deja Venusul. Asta este deja... Este Venus, este deja... indo-greacă. E deja tranziția spre cultura greacă. Da. Dar principal, probabil că a fost un șoc total, uite, asta este acadiană. Acesta este standardul frumuseții femeii din Acadia veche și din Sumerul vechi. Așa trebuia să arate o femeie. Să o transferi pe ea, zeiță, în acest standard, să o pui în standard, ce însemna? Umanitatea era șocată că în sfârșit un zeu ieșea din armura sa, din ce avea, și apărea. Iar ea probabil că așa apărea în fața umanității ca să uitați-vă aici. Da. Apare însă la un moment dat, are doar 3 degete la picioare. Da, nu știu. Hai să vedem. Eu cred că este o ruptură de... Într-o reprezentare mai veche. Da, într-o reprezentare, da. Hai da. Să mai vedem. Bine, acum trebuie da, să... Da, uite, întotdeauna ea are coroana antenele. Deci antenele. Să se observă clar. Poate și vezi... coarne. Da, coarme nu mai spun da. Că așa. Și după cum observi ochii din pietre prețioase și, bineînțeles, aurul. Aurul care a fost obsesia. Anunnakilor, exact. Deci noi avem la bază o obsesie. Nu știm la ora actuală de ce. E important de înțeles. O fi fost aurul, o fi fost un produs un produs suplimentar al aurului. O fi fost, știu eu, prin aur ei ascundeau că voiau elementele rare de pe pământ, că voiau mai știu eu ce.
dar aurul a fost obsesia tuturor marilor culturi. Ar trebui să mai avem câteva fotografii, imagini, da, cu ea mai interesante decât aceasta, pe care chiar aș vrea să le comentăm. Aici, uite-o, da, aici, este, aici iarăși este un model. Și dacă observăm, ea se află aici, ea, aici este zeița practic a fecundității. Dacă observăm, există un spațiu falic de reproducere, este, dar este Egiptul aici, este, ea deja a trecut de tranziția culturală umană, ea este deja integrată. Aici vorbim vreau să le arăt telespectatorilor 10.000 de ani deja. O statuie care este, uite, asta, asta este. Asta este celebră, putem să-i punem un stop. Are un cilindru în mâini. Da. E, nu, nu, da, hai e să... un fel de obiect cilindric. Dai, nu, nu sări. Da. Nu, nu, nu sări, da, că până la cilindru, da, avem mult. Sunt multe. Pe frunte avem niște benzi. Da. Care sunt în strictă legătură cu această... Noi le întotdeauna le-am numit solzi de pește. Întotdeauna toți anunachii aveau această armură sau echipament de tip solzi de pește. Care se duc, dacă vedeți, după aceea toți au... Dacă n-au ceasuri, aceste... au coifuri cu solzi de pește. Poftim, da, 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 da. Este probabil o protecție. Frizurile lor sunt... Frizurile. La de, fel, probabil că este o protecție, dar e interesant. Uite-i părul. Da. Părul rezistă la soare. Probabil că pielea nu rezistă. Aici e analiza. Dar ceea ce veți vedea, tehnologia nu se afla niciodată pe piept, pe aici la mână. Observăm tot timpul în mâinile zeilor. Uitați ce degete lungi puteau să aibă. Așa. Observăm tot timpul că tehnologia se află la mână, deci ei coordonau totul prin mână. Mai e ceva. Ceea ce, atenție, o clipă. Pe spate avea niște lucruri interesante. Da, da, așa. Aici nu se văd. Ia aici, cum să spun, asta este o, asta probabil că e o copie, asta nu e un original, e o copie a unui original probabil distrus. Pentru că, de exemplu, îi se dă nas grecesc. Uh-huh. Ea acolo are nas grecesc. Nu. Iștar este în original cu nas borcănat egiptean, adică acadian. Da. Da? Semitic. Semitic, de la clasic. Nu e, adică aici nu discutăm. Aici are un nas grecesc. Deci asta este o copie. Dar copia e atât de bine realizată pentru că elementele tehnice sunt întotdeauna pe spate, o clipă. Și n-am terminat, da, că asta, da, e important de înțeles. Acest lucru ne-a atras atenția. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, atunci când ai de-a face cu drone al unei civilizații tehnologice, n-ai nicio problemă. Iau unghiuri de 100 de grade, fac toate nebunile. Dar noi am învățat la evenimente și zrare, dar cele care au fost studiate cu atenție. Și, în general, nu s-au întâmplat pe Pământ, ceea ce ne spune că, totuși, civilizația biologică încă are probleme cu bacteriologia de pe Pământ, cu mediul înconjurător de pe Pământ. Și asta cred că ne-a salvat pe noi de multe ori. Jocurile comunicării în spațiu, atenție, și puținii care au fost în spațiu confirmă, este tot un fel de joc de pian. Tot timpul cei care au văzut anumite evenimente au avut F, uite aici are trei degete. Da, pentru că aici este, de fapt, probabil că este hibridul din ea. Vezi? Este hibrid aici. Ea calcă pe un leu, dar are picioare de leu. Da? Exact. Vezi? Observ. Deci, ceea ce este interesant este că toți cei care au observat evenimentele în spațiu spun că au avut senzația distinctă. Mintea lor le-a spus că parcă, domnule, cineva juca la pian, cânta la pian. Ce schimbările de culoare. Zborul din jur în momentul acela, parcă avea impresia că cineva cântă la pian. Ceea ce ne confirmă, toți au la mână, toți anunachii, toți zeii, repet, primitiv, nu cei culturalizați de marile culturi sumeriane, egiptene, da, în sfârșit. Ăia primitivii, ăia adevărații, toți prin mână conduceau. Da, aveau tot felul de dispozitive. Ceea ce ne spune altceva, că tehnologia era atât de mare. Și ce se întâmplă? Voi observați că noi prin mâini am început să comunicăm, telefon mobil, calculator, din ce în ce mai puțin tehnologia folosește părți ale corpului nostru? Important. Deci, da, pentru cei care nu știu, Iștar,
Inana, a avut o mulțime de alte nume. E fiica lui An. E chiar fiica lui An. Nu, este era nepoata, nepoata lui An. Nepoata lui Anu. Atunci, este da. Una dintre nepoatele lui Anu, a conducătorului suprem care... Uite Solzi, care, vezi exact, iarăși. Vezi exact, totul incredibil. Timpul o Solzi. Care m-a vizitat din când în când pământul. Bun, foarte repede trecem peste o cronologie. Am vorbit de faptul că au făcut vreo 7 centre de comandă în Mesopotamia. Au făcut apoi o stație orbitală, practic, am discutat noi, aceea Igigilor, care preluau de pe prima pământ, populație, prima populație, extracțiile, da. Mineraliile, da, extracțiile, mai le prelucrau și le trimiteau mai departe. Da. Prima populație, care nu era ominidă. Nu era ominidă, asta spun tablițele sumeriene. Da. Câștigând sprijinul acestor igigi, există în anul 380.000, spun tablițele, un eveniment interesant în care o tabără rivală, nepotul dintr-o tabără rivală a lui Anu, încearcă să acapareze puterea asupra pământului. Enliliții câștigă războiul zeilor bătrâni. Enliliții fiind urmașii și cei care lui Enlil, cei care sunt cu Enlil, tabăra lui. Da. Adică cum ar veni fiul, tabăra medicală, nu? Da. Adică tabăra științifică câștigă probabil lupta cu tabăra fiul militară. Fiul mult mai bine situat în ierarhie, în ierarhia lui regală, Anu, de pe Nibiru. Da. Pentru că deși Enki era primul, nu se pare că nu era cu femeia cu care trebuia făcut potrivit legilor de pe planeta Nibiru. În 300 de mii, deci peste 80 de mii de ani, Anunnakii care munceau în minele de aur se revoltă. Enki și Ninharshag, medicul, femeia medic a expediției, creează muncitori primitivi, pentru că nu mai aveau încredere în rasa care o aduseseră deja. Care o aduseseră, așa. Prin manipularea genetică a femeilor de maimuță, probabil, sau așa, aceștia preiau muncile manuale ale Anunnakilor. Enlil vine și el, face o razie prin mine și aduce muncitorii primitivi la Edinul din Mesopotamia. Primind capacitatea de a procrea, Homo sapiens începe să se mulțească. Da. Foarte interesant. Da. Asta s-ar fi întâmplat cu 300.000 de ani înainte de erei noastre. Să dau aici de ce i s-a dat dreptul lui Homo sapiens să se mulțească și de ce nu celorlalți. Da? Da. Părerea mea este pentru că stația spațială începe să nu mai aibă resurse științifice, resurse de menținere a unei cercetări științifice reale. Și atunci se dă dreptul la procreație, adică se creează capacitatea de procreere, tocmai pentru a scăpa de permanenta rezolvare a situației forței de muncă. Lasă-i pe ăștia, ăștia se vor înmulți, e treaba lor, dar forța noastră de muncă se regenerează. A fost un calcul economic, din punctul meu de vedere, care este tipic unei civilizații de acest tip spațiale. De aceea eu nu cred că Anunnakii, și asta este un lucru care îl spun pentru prima dată în discuțiile care eu le-am avut tot timpul, acest principiu este cam acceptat. Nimeni nu crede, între toți cei care mai știu ceva, că Anunnakii au fost o civilizație foarte, foarte avansată în sensul de 100 de mii de ani înaintea noastră. Se crede că erau doar cu 5-10 mii de ani înainte de momentul zero al civilizației umane. Adică, dacă îl luăm acum, ei ar fi doar cu cam 5 mii de ani, 7 mii de ani înaintea noastră. E enorm din punct de vedere tehnologic. Dar noi avem UAP-uri, noi avem evenimente, avem contacte comunicaționale, nu ne dăm seama că sunt comunicaționale, cu civilizații care ne arată că sunt cu 100 de mii de ani înaintea noastră. Și cu mai mult. Și cu mai mult. Bun, da, deci Anunnakii este prea uman. Ai înțeles? Anunnakii și este... atunci, faptul că în tablițele sumeriene ei apar ca domnind zeci de mii de ani pe pământ. Păi da, da, înseamnă că tehnologia, nu înseamnă că tehnologia s-a dezvoltat. La un moment dat s-ar putea să nu fie avut resurse de dezvoltare a tehnologiei lor. Că la un moment dat și civilizațiile, dacă n-ai resursă de dezvoltare. Așa cum ni s-a întâmplat cu aurul. Așa cum ni s-a întâmplat cu aurul, dar nu, dar s-ar putea să fie altceva. Reactoarele nucleare ale lor sau pe ce își obțineau ei energie să nu mai fie modernizate. Și atunci lipsa pieselor de schimb, noi vedem la noi. Ce înseamnă? Suntem o civilizație tehnologică la nivel primitiv. Dar dacă n-ai piesă de schimb, nu-ți merge motorul, el poate să fie excepțional. Deci s-ar putea ca Anunnakii pe pământ și în sistemul nostru solar să fie ajuns la un punct de, cum să spun, de oprire a dezvoltării. Se mai întâmplă ceva. În timp ce umanitatea creștea. Se pare că aveau mari probleme cu evenimentele care țineau de climă.
Da, da, fie erau foarte sensibili. Fie că se încălzea clima, fie că se răcea, da, aveau niște probleme. Da, da, în erau primosensitivi. În jurul anului 200 de mii înainte erii noastre. Weather sensitive se cheamă. Viața pe pământ se pare că a regresat în timpul unei noi ere glaciare. Da, a fost o eră, da. În jurul anului 100 de mii clima s-a încălzit din nou. Anunnaki, da, numiți în Biblie Nefilim. Da, deja ajung Nefilim. Ajung Nefilim. Este, da, deja o culturalizare a noțiunii. Spre nemulțumirea crescând a lui Enlil, fiul mai războinic. Uite, totuși Enlil rezistă după o epocă glacială. El e încă în viață. Se căsătoresc cu fiicele omului. Omule, da, el este încă în viață după o epocă glacială. Păi noi am învățat că epocile glaciale durează 50.000 de ani. Da. Pe 100.000 de ani a durat. Păi asta spun, 100.000 de ani. Deci la un moment dat, ăia, ce fac? Hibernau? Ce făceau? Adică, la un moment dat, și celula biologică, și fondul de viață nu poate să reziste așa, decât dacă ai tehnologia. Sunt nenumărate pasaje, le-am citit, în care zeii, după ce se luptă, după ce își taie capetele, cum e, de exemplu, zeița Isis, mamă. Da. Zeița Isis, este, mamă, și-a fiul și-l reînvie. Îl reînvie. Da. Este inimaginabil. Da. Sau ia, nu știu ce, sămânță dintr-un cadavru al lui Osiris. Așa, pe care... Păi cum, fiul său cum se naște? Nevastă sa, Osiris, se mor. Se auto-însămânțează, da, prelevând dintr-un cadavru pe care îl caută chiar pe fundul mării. Pe fundul mării, da. Într-un sarcofag îl ia și sunt niște povești uluitoare. Ceea ce demonstrează ce? Capacitatea tehnologică. Dar să știi, repet, aceste evenimente sunt... Deci nu sunt... să se... Da, aceste evenimente sunt absolut reale. Dacă ne uităm că acum, de exemplu, cum se cheamă, câinele tasmanian sau leul tasmanian a fost readus la viață prin inginerie genetică. Deci, atenție, nu mai e o noutate. Nu mai e mult până când... Nu mai e mult până când o să ne... Porci. Da, știi care este drama? În viață niște ore. În Biblie se spune, zice, și vor naște morții. Adică vom avea o tehnologie, ne ducem, luăm pe bunica din mormântul osului, luăm ADN-ul și facem o nouă bunică. Probabil hibrizi. Da, nu contează. Vor renaște morții. Mixați cu inteligența artificială, da. Vor renaște morții. Este grav, pentru că ajungem la ceea ce spune Biblia. Și va fi grav, pentru că în acel moment ai o distrugere totală a civilizației umane, absolut totală. Și în acel moment, și o spun cu toată seriozitatea, ne trebuie intervenția unui Anunnaki, unei civilizații, pentru că altfel nu vom putea regla. Domnul Halman, îmi cer scuze că vă întrerup. Da. Mi-e teamă că o să avem nevoie foarte curând. Da. La cum văd eu rasa umană că se comportă în acest moment, ne îndreptăm spre o zonă de autodistrugere. N-am ieșit din pericolul nuclear. Noi n-am ieșit. Și știi de ce? Cum ieșim din el? Nu. Noi trebuie să ieșim printr-o altă energie. Exact. Altfel, noi am intrat cu capul în zid. Absolut. Da, am făcut o descoperire uluitoare, suntem excepționali, dar am intrat într-o fundătură din punct de vedere filozofic, moral, istoric, civilizațional, de dezvoltare tehnologică, am intrat într-o fundătură. Noi am crezut că energia atomică ne va duce pe Jupiter. Noi tot cu, cum se cheamă substanța aia, eu îi zic benzină, tot cu combustibilul acela petrochimic, punem 4.000 de tone, de 40.000 de tone sub trei sărmani de cosmonauți și dăm foc ca să se ducă racheta în cer. Da, este un pic penibil. Deci, Noi am intrat într-o înfundătură, dar părerea mea este că înfundătura s-a întâmplat și aici este drama. De ce au plecat? De ce ne-au lăsat? Că ne-au lăsat. Acum 15.000 de ani ne-au lăsat. Stați un pic. Istoria... Hai să ne explicați oferă această cronologie a sumerienilor. D'acord. E foarte important. De acord. Părerea mea este alta. Dacă ne-au lăsat de singuri, ei au promis întotdeauna că se întorc. Întotdeauna. Nu s-au întors. Există și în Noul Testament această promisiune. Peste tot, dar există și la Maia. Există peste tot, toate marile mitologii. Cu mare slavă pe norii cerului. Da, nu, mitologia niponă, mitologia chineză, toți. Nu, atenție, nu, toți vorbesc. Drama este alta. Ăștia când vor interveni din nou, o trebuie să ia niște măsuri drastice. Repet, în momentul în care tu renaști câinele tasmanian care a dispărut de acum un secol, genetic. Păi înseamnă că tehnologia va ajunge ca eu să pot să-mi, Doamne iartă-mă, să-mi reviu mama sau tatăl. În acel moment am schimbat complet destinic umanitatea, definiția umanității. Nu mai știe nimeni ce trebuie să facă. În acel moment nu mai există nicio regulă. Mare atenție când vorbim de aceste lucruri. Mare atenție când vorbim de că spunem acum
Și dau un singur exemplu. Zei, da? Vin zei. Ce Dumnezeu să descopere aici? Ce Dumnezeu descoperă? O civilizație eșuată în epoca nucleară. Eu sunt absolut convins că la baza civilizațiilor pe care noi le vedem pe cer, în spațiu, la baza ceea ce noi vedem a fi artificial sau a avea cât de cât inteligență. Uh-huh. Există declarații chiar de curând, de 2-3 ani, făcute de mari oameni de știință care au văzut dovezi că unele evenimente sunt clar sub autoritate de inteligență vie, nu mecanică, adică nu AI, de inteligență vie. Când ei vin și... E clar că la baza acelei tehnologii a stat energia atomică. Ei s-au mutat. Noi nu ne-am mutat. Bun. Ne apropiem de pauză. Am ajuns în jurul anului 100 de mii când clima se încălzește din nou. Da. Nefilimii vin, încep să se împreuneze cu fiicele omului, așa cum scrie și în Geneză, în Vechiul Testament. Da. Da? În 75 de mii începe blestemarea Pământului, o nouă eră glaciară. Tipuri umane regresive cu treieră Pământul supraviețuiește cum ar veni omul de Cro-Magnon. E singura formă care genetică, e singurul produs genetic care a supraviețuit. Ca ai floridianul, ai floridisul, ai mai multe. 49 de mii înainte erei noastre, închiși în Harshag, promovează oameni cu strămoși Anunnaki la putere, încep semizeii. Da, da, liniile dinastice originale. Enlil înfuriat complotează și dorește exterminarea omenirii. În 13.000, deci cu 13.000 de ani înainte, când practic încep și dinastiile egiptene din zei. Da. Așa, dându-și seama că trecerea lui Nibiru prin apropierea Pământului va declanșa maree imense, Enlil îi pune pe Anunnaki să jure că vor ține secretul față de omenire, calamitatea iminentă. Însă, Enki încalcă jurământul, instruindu-l pe Noe, care se numea Ziusudra, da, să construiască o navă submersibilă. Potopul inundă tot pământul, Anunnaki asistă la distrugerea totală din nava lor de pe orbită. Enlil acceptă să acorde resturilor omenirii unelte și semințe, începe agricultura pe podișuri, Enki domesticește animalele. Ajungem în jurul anului 10.000, se întâmplă niște lucruri fabuloase și începe împărțirea Pământului după potop, apar dinastiile într-o mulțime de zone. Potopul n-a fost acum 10.000 de ani, a fost mai mult. Se pare că potrivit sumerienilor cam așa a fost. Unii zic acum 40.000 de ani. Păi nu, 10.000 de ani probabil înainte de sumerieni. Sumerienii au 10.000 de ani. Așa. Deci faci 20.000 de ani. Deci cel puțin. Nu. Ne întoarcem în câteva momente vechi. În câteva momente și continuăm această cronologie fabuloasă cu completările pe care HD Harman le face întotdeauna în mod excepțional. Rămâneți alături de noi.